Dragi prieteni, sunt Olaru Mădălin din Râmnicu Vâlcea. Din păcate, vestea proastă pe care vreau să vă dau este că imediat după populare, la câteva zile, peștele a început să se tragă pentru că s-a răcit și băieții au început să dea la agățat. Chiar am făcut o filmare scurtă, acum de câteva minute, sunt exact lângă baltă și am plecat de nervi. Vă spun sincer că am plecat de nervi. Nu sunt un tip conflictual, dar... Cu siguranță știți că s-au făcut multe sacrificii, foarte multă lume a donat bani, mulți poate chiar au făcut sacrificii să doneze pentru că n-au avut și și-au dorit să prindem pește. Dar nu pot să stau indiferent, am fost să mă uit pe baltă, se pescuiește, sunt pescari care prind pește la vierme și bineînțeles ciulinii care dau la agățat. Deci vă spun, sunt foarte nervos. Nu știu. Deci îmi venea să-l arunc în apă. Credeți-mă pe cuvânt că îmi venea să-l arunc în apă. O să vă arăt filmarea. E făcută acum câteva minute. Aia, nu vă spun să dați like și abonare și așa, pentru că nu chiar sunt foarte nervos. Ok? Hai, ne auzim cu un clip mai cu pescuit. Vă salut! Auziți? Știți cum se pescuiește? Nu știți?
Vă spun eu, să vezi că ești cum o meală. Nu l-a agățat. Vă place așa să dați la agățat cu 100 de persoane pe lângă dumneavoastră? Vă bate joc, domne. Am populat balta din banii pescarilor și dați la agățat. Foarte mișto. Vă garantez că dacă jumătate din aia care au dat bani ar fi aici, v-ar arunca în apă. Asta e. Fire întinsă.